A doua sau a treia tipologie de pacient care ne intră în clinică ar fi pacientul care are o accentuare a curburii cervicale, da, a lordozei cervicale. El vine aici către față destul de mult cu o ștergere a curburii la nivel de torace și la nivel de lombar cu o anteversare a bazinului. Și atunci desenăm, deci, o creștere a lordozei, da, cervicale, o ștergere a toracelui și a lombarului și după care avem partea de sacru. În general, pacienții care au o hiperlordoză cervicală, din ceea ce am văzut în practică, da, au partea de musculatură la nivel de C7, da, cu o activitate crescută și apare acea cocoașă a bizonului. Spuneam că la nivel de bazin și aici bazinul este alunecat către față, da, și atunci avem parte de C7, da, undeva în zona de aici avem T12, iar aici avem L5. Zona de sacru, da, și coccis permanent va avea curbura. În aceste cazuri, ceea ce avem de lucrat cu pacientul este partea de poziționare, repoziționarea capului, da? Partea de detensionare a musculaturii din cocoașa bizonului, da? Și să drenăm cât mai bine zona respectivă, după care este nevoie de a da o mobilitate în partea de torace. Pentru că, în general, în cele mai multe cazuri, pacienții care au spatele plat toracal, dar nu au curbura toracală, au o activitate mult mai mare și tot ce înseamnă mișcarea este efectuată de la nivel jos lombar. Și atunci apare supra-solicitarea în zona de L5 S1, da, și poate să ducă către partea de herniere sau discopatie. Da? Și atunci, obiectivul nostru în primă fază este să dăm mobilitate toracelui ca să putem să creăm partea de cifoză, da? Iar odată ce creăm partea de cifoză, ne va fi mult mai ușor, da, prin așezarea bazinului, da, ne va fi mult mai ușor să creăm o ușoară, da, lordoză și atunci pacientul să se ducă către normalitate. Deci, parte de mobilitate în zona toracală, da, și creăm partea de cifoză, da, după care o activitate musculară și o stabilizare a bazinului ne va ajuta în poziționarea coloanei lombare, ducând pacientul din nou către normalitate. Într-un exemplu de spate plat toracolombar cu o hiperlordoză cervicală, vom avea sternocleidomastoideanul, musculatura de la gât, da, într-o activitate crescută, cu barba către față și atunci creștem lordoza cervicală și este ștersă curbura toracală, cifoza toracală, lordoza lombară, și bazinul este denudat către anterior.